Noi românii suntem atât de obișnuiți să dăm șpagă, încât nici nu ne dăm seama câtă șpagă primim zilele astea. Primim șpagă sub formă de pensii mărite pentru o vreme. Primim șpagă sub formă de găini moarte aruncate în curtea dușmanului. Primim șpagă sub formă de emisiuni realizate la televizor împotriva justiției. Primim șpagă sub forma promisiunii că dacă suntem hoți și ajungem la pușcărie, o să fim grațiați. Așa că nici nu ne închipuim câtă șpagă o să dăm înapoi în următorii 4 ani de zile. Dar știți, românii care sunt plecați din țară sunt de fapt românii care știu ce vor, că de-aia au plecat din țară. Acești români vor acum un președinte care să țină în echilibru balanța cu cei care se ascund acolo în casa poporului. Un președinte care să nu prea vrea să fie președinte. Mai degrabă să-l rugăm noi să fie președinte, pentru că nu este avid de putere. Vrem un președinte care să nu copieze ce spun hoții în fiecare zi. Dar așa cum suntem noi, precum ciobanul din Miorița, știm cine o să iasă din urne președinte în duminica asta. Dar asta se întâmplă pentru că, de obicei, prostia este majoritară peste tot în lume. Eu am să mă duc să votez duminică. Pentru că noi trebuie să îi provocăm o emoție celui care se crede deja președinte. Adică trebuie să-i arătăm și celălalt obraz al celor 7 milioane de inși. Pentru că știți, prieteni, emoția se ține minte. Și aș vrea să-i provocăm acestui om o emoție duminică, astfel încât măcar 4 ani de zile de acum încolo să ne țină minte. Hai!